și eu am găsit la un nou episod din ShopKeep. Hai să continuăm și să vedem ce reușim să facem azi. Am făcut eu câțiva bănuți, am mai deschis magazinul încă o zi și am făcut 435 de bănuți. Nu sunt foarte mulți, dar am zis că merită să ne cumpărăm niște chestiuțe noi aici, în care să punem, bineînțeles, azi o dată trecută am încercat să pun pălăria aia și n-aveam cum să o pun pentru că ai nevoie de hat rack pentru pălării sau chestii de genul ăsta, așa că vom pune o de asta de pălărie acolo, minus 25. Counter asta costă 210, nu știu exact ce e. Counter adică... nu știu. Asta armor rack, asta e pentru armură. Și costă o grămadă de bani, dar ai nevoie de el dacă nu prea ai cum să-ți cumpere armură. Weapon rack, asta e pentru arme. Și cred că o să facem, cred că o să cumpărăm un weapon rack mai degrabă. Și floarea mea tot așa e destul de scump. Cumpărăm un weapon rack aici. Și hai să cumpărăm și o măsuță. Măsuța e 25. O să pun măsuța asta... Hai să o întoarcem. Să punem ceva de genul ăsta. Măsuța aici. Și încă o măsuță o să punem ceva de genul ăsta. Să vedem, poți să treci pe lângă ele. Poți, fără probleme. Ok, două măsuțe acolo. Aici avem chestiile astea. Și hai să vedem ce ne-ar costa mai puțin să mai punem niște chestii. Un hat rack de ăsta cred că ar merge ok. Îl vom plasa tot pe aici prin apropiere. Ia să scot eu pe ăsta și să-l pun așa. Bun, și cred că e ok. Trebuie să poți să te miști pe lângă ele și să poată să treacă lumea să se uite la iteme destul de ușor. Lăsăm partea de mijloc liberă ca să poată să vină lumea să se uite. Și cred că asta e tot. Hai să pregătim. Aș mai putea să fac un de ăsta, dar avem suficient loc, cred. E 50 de gold. Hai să mai luăm încă unul și pe unul o să-l umplu cu poțiuni de viață, pe unul o să-l umplu cu poțiuni de mana. Și doar acolo să le punem pe alea. Acum hai să vedem. Dăm comandă de o grămadă de poțiuni. Hai să luăm de 100 poțiuni de viață. Place order, avem o comandă de poțiuni de viață. Și mai avem 72. 72. Ce putem să luăm noi de 72 de bănuți? Leather chest. Leather chest, play chest e mai scump. Hai să luăm un leather chest. Să așteptăm să treacă comanda noastră și între timp să verificăm dacă e curățenie pe aici. Uite că e destul de mizerie. Să facem un pic curățenie prin zona pe aici. Jocul ăsta e foarte tare, mie îmi place și dacă vă place și vouă, nu uitați să apăsați butonul de like și vom mai face episoade. Chiar e tare. Și abia aștept să descoper cum pot să plantez aici, cum pot să fac chestia aici în chestia asta de aici, cum pot să trimit, dacă mergem aici să vedeți că pot să-l trimit pe omul ăsta în diferite quest-uri și el o să-mi aducă comori și chestii de acolo pe care putem să le vindem în magazin. Sunt o grămadă de chestii pe care nu le-am descoperit încă și abia aștept să facem. Ok, leather chest o să iau doar unul singur, place order, și după ce vine ăla dăm drumul la magazin rapid. De fapt pot să-i dau drumul și acum la magazin. Hop, ziua a patra. Bun, pe mesele astea pot să pun altceva, nu pot să pun poțiuni. Dar pe noi ne trebuie să spunem poțiunile astea aici. O să le pun la... Vezi, ce profitam? Profit de 6. E cam mic profitul. O să mărim prețul. Hai să o punem și noi la 21 și să vedem dacă le cumpără cineva. Habar n-am dacă le va cumpăra cineva. Dar așteptăm și vedem. Bineînțeles, prima dată când deschizi magazinul nu o să fie foarte mulți oameni. Order ready in the back room. A venit comanda din spate, comanda noastră specială. Și o să trebuiască să verificăm dacă astea sunt în regulă. Ia stai așa. Ok, cu ăla mă bat. Uite, asta e un pic stricată, dar o reparăm. Oh, asta e mai mult stricată. Așa și asta. Bravo. Le verificăm și pe astea. Astea sunt nefolosite în mare parte, dar uite că unele dintre ele mai erau stricate. Și pe asta poți să pui pe... Pe asta nu poți să pune căiere aici. Leather chest. Cred că am nevoie de armor rack, dar cred... Asta și asta trebuia să fie armor rack aici. Mi se pare că nu vrea să mă lase să o pun, pun acolo, sub nicio formă. Nici aici nu mă lasă să o pun. Să rămână... Să ne rămână asta pe stoc până când voi cumpăra ceva să pot să o pun. Hot items. Ce cumpără lumea? Uite, warriors, mages, rogues și druids. Fiecare cumpără chestiile astea. Adică sunt interesați de astea. Warrior vor gold plated gloves. Wizard hat pentru mages.
Mushroom pentru rogues și druids wooden spear. Mushrooms, uite, a cumpărat cineva. Mushrooms, ia să vedem. Să mă uit puțin. Unde avem noi mushrooms pe aici? Mushroom seed. Dar mushroom direct avem. Mushroom direct m-ar interesa dacă ar fi plated planks. Să l-a luat ceva. Trebuie să ai grijă cu oamenii, pentru că unii dintre ei intră și îți fură chestiile din magazin. Am pățit. Și trebuie să ai mare grijă, să te duci pe ei să-i bați. Chestia asta e destul de bună. Trage așa, pac, de la distanță și îi rupi. Oricum, trebuie să ai mare grijă cu ăștia furăcioșii. Că vin și îți fură din magazin. Așa. Și am impresia, deci aia care fură sunt aia care fug. Aia care fug, tu ești pe care fuge și ăla de obicei e furăciosul. Bun. Nu știu unde pot să pun asta. Ia să vedem prețul pentru astea de mana. Mana potion 19, profit de 7. Profitul e destul de mic. Profit de 11 la poțiune de viață. Până când nu se face... Până când trec minutele alea de jos, vezi că acum e 1.58, 1.57 în colțul din stânga. Până nu trec minutele alea, n-o să avem 5-10 clienți. Trebuie să așteptăm să treacă timpul ăla. Și atunci știți că vin foarte mulți oameni. Ei, abia atunci o să reușim să... vindem multe chestii. Hai să vedem ce putem să cumpărăm de 40 de bănuți, că sigur sunt lucruri. Leather gloves. O să luăm un de ăsta, să-l avem disponibil pentru când vin mulți. Oricum, mă, dacă se vând toate poțiunile astea, ar trebui să faci un profit destul de bun. Nu știu ce se întâmplă dacă omor oamenii în momentul în care ei trec pe aici, prin față, pe la mine, dar... Nu o să încerc asta, că cine știe, poate îmi cresc taxele sau ceva și chiar nu vreau. O să vă arăt, dacă mergi la peretele astea, press F to break this wall down for 10,000 gold. Deci 10.000 de gold ai nevoie ca să avansezi. Și să-ți faci magazinul și mai mare de atât. O să vedeți că avem aici... Uite cât de mare poți să faci. Și în partea asta și în partea cealaltă. Dar totuși 10.000 de gold. Suntem cam departe de suma respectivă. Așa, avem niște mănuși. Le-am cumpărat pentru 40. Le vindem pentru 84. Facem un profit dublu chiar. Le pun acolo. Da, nu știu, asta nu mă lasă să pun nicăieri. Armura asta de piele. Dar așteptăm și în ziua următoare o să mă uit eu prin ce chestii mai pot să mai plasez pe aici și să le cumpărăm și pe alea. Domnul, nu vreți... Ce, uite, asta și-a cumpărat o poziune. Dar nu de la mine, cred că de la competiție. Că mai sunt magazine pe acolo, cred. Ai găsit mai ieftin? I'm looking for mushroom. Uite, el se uită după mushroom, dar de unde? Cred că știu ce trebuie să fac. Cumpăr mushroom seed, le plantăm... Și facem mushrooms. Clar, asta vreau să fac. Așteptăm să facem niște bănuți acum. Hai că deja vin clienții. Haideți, oameni buni, avem aici produse de top. Produse de calitate. Doar la magazinul lui Max aici. Hai. Vă aștept. Ne ferește, ce mizerie. A cumpărat alea pentru 84. Perfect. Avem și taxe de plătit. Plătim taxele, bineînțeles. Și hai să luăm mushroom seeds. O să iau 5 bucăți. Place order. Fuck, n-am bani. Hai să luăm mai puțin. Luăm și noi 3 bucăți. 3 bucăți și așteptăm să mai vină clienți. Pe vremea asta, cu toată aglomerația asta, o să vină cu siguranță mai mulți. Și trebuiască să avem stocul pregătit. Iată-l pe la ce fuge. Și să cred că a furat din altă parte ceva. Mă, n-are nimic în mână, dar... Și am mai luat o poțiune, mai avea una doar. Doamne, dar ador muzica asta de joc. Jocul ăsta e prea tare, nu știu, îmi place la nebunie. Ate la și lua niște mănuși din altă parte. Hai, cumpărați și voi ceva. Bine așa. I'm looking for mush. Cred că vor mushrooms ăștia. Dar o să mă duc să plantez. Și mergem aici. Pac, pac, pac. Avem 3 mushrooms, o să crească eventual la un moment dat și o să putem să le vindem după aia. Mushroom seed, buckle shield. Hai să mai luăm încă 3, o să mă, încă 2, hai încă 2.
până una alta, să așteptăm să se vândă chestiile astea. Bun. Îți faci curățenie, că dacă lumea vede că e mizerie, nu intră în magazin. Bine, nu la fel de mulți, vezi că tot intră oricum, dar să ții curățenie aici. Știu că la un moment dat poți să-ți cumperi și un robot care să se ocupe de curățenie și tu să nu trebuiască să faci nimic, doar că să bagi robotul și face el singur curățenie. Vezi că fiecare intră în magazin să uită după ceva anume. Nu să-ți cumpere toți poțiuni. S-au făcut astea? S-au făcut. Mai avem încă câteva, o să le punem aici. Pac, pac. Așa. Iar astea le băgăm rapid la vânzare. Hop. Stai, cu cât le-am pus? Profit 19. Pun și eu profitul mai mare. Un profit... Că vreți mushrooms? Am mushrooms, dar sunt destul de scumpe. Nu vezi dacă merge șmecheria, nu știu dacă merge. A, vrei un mushroom, nenea? Ce zice? Fiecare zice ce vrea să cumpere, dar... Sunt curios dacă cumpără cineva mushrooms, chiar dacă sunt mai scumpe decât s-ar aștepta ei. Profit 138, holy fuck. Nu știu dacă o să cumpere, cred că zic că e prea scumpă. I don't care much? What the fuck? What? Asta mi-a luat asta de aici și a aruncat-o. What the fuck? Cred că a zis că e prea scumpă. Da. Da, mi se pare prea scump. Scădem și noi prețul. Hai să punem 139. Într-adevăr, am crescut și eu prețul la mushrooms o grămadă, deși a zis că poate merge, dar uite că n-au fost de acord să cumpere. Uite, acum vor. Looking for engineering scrolls. N-avem engineering scrolls. Am făcut 274. Hai să vedem. 274, avem de o sabie. Să văd eu ce mai am pe aici. Sword plane. Generic piece of... să iau o sabie de asta mai degrabă, că e mai ieftină. Ia două chiar, place order. Și așteptăm să vină sabia. Să mai puțin și la skills. Anti-haggle, curtain more... Ok. Vreau skill-ul ăsta. Reduce order arrival. Vreau și pe ăsta. Și că vin mai repede comenzile pe care le faci. Ne-a făcut un portal și acum ajunge prin portal mult mai repede comanda, în momentul în care dau comandă de produse noi. Tare asta. I'm looking for plate helm. Păi, plate helm nu avem. Să văd cât timp îmi vin chestii. Trebuie să fi venit deja. Uite. Hop. Avem o săbiuță. Putem să punem aici. Hop. Avem două, de fapt. Ce tare! S-au vândut astea, uite ce tare. Facem puțin curățenie și să ne întoarcem. Hai să vedem ce mai dau eu comandă. Săbile astea văd că se vând sau nu se vând, dar o să se vândă ele. O să mai iau încă 3 de astea și luăm niște mushrooms, că văd că astea se dau destul de bine. Place order. Uite cât de repede merge asta acum, pentru că am pus portalul ăla acolo. Și hai să plătim și taxele, că avem bani, pay tax. Ok. Acum ideea e să facem profit, dar bineînțeles că avem nevoie să ne extindem cu magazinul. Și fără să faci bani și asta nu poți. Uite, mushrooms aici. Fac, nu trebuie să le lași foarte mult, că se strică, cred. Mi s-au stricat mushroom-urile? Cred că da. Deci dacă nu vii să le iei la timp, ți se strică. Ok, bine de știut. Și să ai grijă de ele. Bun, o să mă întorc după puțin timp să avem grijă. Pot să pun una într-o parte, una într-o... Da, uite cât de tare e. Și asta îți salvează spațiu. Profit 137. Nu știu dacă le cumpără cineva pentru a-ți ia bani, asta e faza. Eventual să mai scad din preț. Punem și noi 177. Hai să le scoatem pe toate. Le dau un pic mai ieftine, dar să nu rămânem cu ele pe stoc aiurea. Hop, hop. Și mai am încă una. Fac, unde o pun pe asta?
Nu mai am loc să pun sabia asta. Sper să nu mai cumpărăm chestiile astea de pus. Facem și puțină curățenie pe aici. Hai să vedem cum stau ciupercile noastre aici. O să le scoatem pe toate chiar. Și le vom pune la vânzare. 110. Profitul cât e? 56. E ok. Wooden spear. Nu avem wooden spear, ne pare rău. E bine că ciupercile poți să le pui absolut oriunde. Bine, cred că pe chestiile astea în niciun caz nu poți, că astea sunt agățătoare, dar în rest poți să le pui oriunde. Facem și puțină curățenie pe aici, puțină ordine. Dar de ce nu vă interesează niște săbii? Sunt foarte bune. Pe bune zic, uite cât de calitativă e. Bine așa. Holy fuck, am vândut prima sabie. Foarte tare. Vezi că noaptea, acum e noapte, noaptea vin mai puțini oameni, dar tot vin și dacă ai produse bune și prețuri ok, îți vor cumpăra. Ce mă interesează pe mine să mai fac e să mai cumpăr niște mushroom seeds și să mai fac de-astea, place order. Uite cât de repede faci bani cu ciupercile astea, pe bune, e super tare. Mai puțin la skills, mai avem 20 de puncte. Moral guide, customer tends to steal less, să nu mai fure atât de mult. Nu mă interesează asta, că oricum îi prind. According to on every sold item, îți dă mai mulți bani la fiecare produs vândut și 10% reducere la fiecare produs. Bun, asta îmi place. Hop, hai să le plantăm. Poți să țin apăsat? Poți să țin apăsat și să fac așa direct. Ok. Cresc foarte repede și se dau pentru destul de mult, așa că e o afacere bună cu astea, o să ținem, facem profit 56 la fiecare în parte. Să ne asigurăm că e curat pe aici, totul e în regulă. Și am făcut level 5 ca vendor. Ok. Putem să le luăm deja. Nu trebuie să le țineți foarte mult. Putem să le luăm sau... Nu. Uite, poți să le vezi cum cresc. Uitați-vă atenți. Le vezi cum cresc și le auzi cum cresc. Și acum putem să le luăm abia. Holy fuck, e destul de tare jocul. Chiar îmi place. Dacă vă place și vouă, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă vreți să-l luați și voi să-l jucați, de ce nu? Luați-l de pe G2-a că-l găsiți mai ieftin. Bun. Curățenie, foarte bine. Bine, acum nu o să mai vină foarte mulți clienți pentru că s-a dus perioada aia de vârf. Cred că de acum se închide magazinul la... În vreo câteva secunde. Văd că mai vin doi clienți, da? Da, se închide magazinul. Hop, shop has been saved. Bun, avem o grămadă de produse, cu siguranță să le vindem. Avem 474 de bănuți, suficienți cât să facem niște chestii noi. Hai să văd eu. Counter, armor rack. Armor rack e asta pentru armură. De asta nu puteam noi să facem atunci. Pac, îl punem aici, ceva de genul ăsta. Și ăsta, bot dock, nu știu ce e ăsta. Weapon rack avem. Și floor mat 350 n-avem, dar nu știu pentru ce e. Am mai putea să mai facem... Încă o masă, pe fiecare... Dar nu prea e ok. Masa, mai degrabă fac un weapon rack. Trebuie să văd cât costă. Weapon rack e 100. Pentru că îmi ține două arme. Decât să fac o masă care ține o singură armă. Dar pe masă poți să pui mai multe. Asta e avantajul. Dar o să mai facem unul aici. Acum, probabil ne va lăsa să punem, uite așa, armura aici. Hop, super tare. Și cred că pui partea de sus aici și acolo jos pui pantalonii. Și poți să le vinzi. Da, dar nu mai am bani suficienți. Voi juca, cred că fiecare episod pe care îl fac va fi o zi. Da? Va fi o zi în care tot așa vindem, construim. Sper să ajungem să... Astăzi vedeți că am descoperit ceva nou. Am descoperit faptul că putem să plantăm chestii. Iar în episodul următor, nu știu, vom mai explora pe aici. Știu sigur că în momentul în care vin hoții, poți să-i omori și să-i bagi în asta. Și în funcție de ce... În funcție de... Cred că îți dă la nimerală materiale.
Vezi aici, ai wood, metal, gold, mir, junk și bone. Și toate astea ți le dă la întâmplare și după aia poți să craftezi chestii cu ele. Poți să-ți faci tu diferite. Dar, da, cam atât cu episodul ăsta de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!